Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române, au reușit să-l prindă pe deținut într-un imobil nelocuit din comuna Calopăr. Bărbatul are 36 de ani, este din Moțăței și a evadat din penitenciarul Dolj. Acum acesta urmează a fi încarcerat în penitenciarul Craiova. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Dolj continuă cercetările în vederea stabilirii întregii stări de fapt, urmând ca la definitivarea acestora să fie făcute propunerile corespunzătoare unității de parchet competente, au precizat reprezentanții Poliției Dolj. La momentul evadării, bărbatul efectua o pedeapsă de 3 ani de închisoare pentru furt calificat. Totodată, cel prins are o activitate infracțională veche. El este cunoscut în Italia ca un proxenet periculos. În urmă cu 5 ani, George Marian Măciucă devenea vedetă în presa din Italia după un episod tulburător petrecut chiar în fața unei școli. În dimineața acelei zile, o femeie de 27 de ani pe care Măciucă și concubina sa o obligau să se prostitueze, reușise să fugă din casa în care era sechestrată. Presa italiană prezintă povestea Valentinei, victima care crezuse că vine la cules de struguri, dar ajunsese în altă parte. Când a reușit să scape, aceasta a cerut ajutorul unor trecători și a anunțat poliția. Deși la momentul respectiv a fost cercetat și condamnat pentru proxenetism, George Măciucă a reușit să scape de închisoarea din Italia și s-a întors în România. Aici a dat o spargere care i-a adus o condamnare pentru furt calificat. Pe 25 noiembrie, în jurul orei 18:30, a profitat de un moment în care nu era supravegheat și a fugit din penitenciar. Potrivit unor surse, dorul de iubita sa l-a făcut pe tânăr să recurgă la acest gest. Nu știm dacă s-au revăzut sau nu, dar cert este un lucru. Condamnatul se va alege cu majorarea pedepsei pentru infracțiunea de evadare.